Sărbătoare mare în Comuna Florești din județul Mehedinți. Cu micul mare, oamenii au venit la evenimentul dedicat comunităților. Muzică, horă în aer liber, pe toate le-am găsit la Florești. Oamenii erau dornici de o distracție, așa cum se cuvine, prin care să fie celebrată comunitatea din care fac parte. Radu Pasăre, primarul Comunei Florești, omul care își dorește tot ceea ce este mai bun pentru comunitatea lui, a dorit să le aducă o bucurie, iar zilele comunei au fost un real succes și anul acesta. Noi ne bucurăm că sunteți în număr destul de mare aici împreună cu noi și permiteți-mi să mulțumesc în numele dumneavoastră al tuturor, domnului președinte și întregii echipe, domnului prefect, domnului senator, domnului secretar de stat, domnului director de la fonduri europene. Echipa de forță care ne ajută și ne susține toate proiectele pe care noi le implementăm în Comuna Florești. Le mulțumesc încă o dată. Comunitatea păstrează tradițiile din cele mai vechi timpuri. Dansul și muzica reprezintă tradiții importante pentru oamenii locului, fără de care evenimentele importante pe care le trăim nu pot avea loc. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care promovează tradițiile frumosului nostru județ și care a fost alături de cetățeni ca de fiecare dată, acesta fiind însoțit de echipa PSD Mehedinți. Bună seara, dragi locuitori ai Comunei Florești! Bună seara și celor care sunteți din împrejurim, pentru că văd că sunteți într-un număr atât de mare și am convingerea că sunt mulți și din celelalte localități. De fapt, am și văzut persoane pe care le cunosc și știu că sigur că sunt din alte localități. Radu, mulțumesc pentru invitație. E adevărat, am venit însoțit de domnul prefect, de domnul senator, de domnul secretar de stat Sincea și de către domnul director Stăicuț, pentru că suntem alături de comuna dumneavoastră, evident, nu putea să lipsească domnul primar al comunei Roșteni, mentorul primarului dumneavoastră și un sfătuitor al meu. Este cazul să vă distrați pentru că meritați aceste zile de pauză, pentru că până la urmă trebuie să fie momentul dumneavoastră. Radu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, ție și colegilor tăi și din primărie și din Consiliul Local, să organizați astfel de evenimente în fiecare an și la un nivel din ce în ce mai mare. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, l-a felicitat pe primarul Radu Pasăre pentru evenimentul organizat pentru comunitatea sa. Vă mulțumim pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră și de locuitorii Comunei Florești la aceste manifestări legate de o mare sărbătoare creștinească, Adormirea Maicii Domnului, pe care dumneavoastră o onorați, o sărbătoriți așa cum se cuvine, în număr mare, cu plăcere, cu bucurie și, cel mai important, alături de edilul dumneavoastră, alături de noi, ceea ce este un semn bun, pentru că împreună se pot face lucruri frumoase. La eveniment a fost prezent și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, care consideră că prin aceste manifestări se păstrează tradițiile vii. Am lucrat aici, la Proștini, cu oameni mulți și buni și calzi de la Florești, pe unii și văd în față și mă bucur de fiecare dată când îi revăd și mi-aduc și eu aminte de tinerețea mea. Mă bucur când văd atât de mulți oameni buni, calzi, iubitori, harnici, muncitori și solidari, că asta e mai important decât orice. Și vă rog în continuare să fiți solidari cu primarul nostru, cu Radu și cu echipa lui, cu domnul viceprimar și echipa de consilieri. Vă mulțumim că existați și noi existăm pentru că dumneavoastră ne susțineți. De aceea obligația noastră este să fim permanent alături de dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și pe fiecare în parte și vă urez petrecere frumoasă. Echipa PSD susține dezvoltarea comunei și împreună cu primarul Radu Pasăre și consilierii locali pot duce comuna în rândul celor mai bine dezvoltate, așa cum merită oamenii de aici. Cetățenii au fost veseli, dornici de distracție, s-au simțit bine și s-au bucurat de programul artistic organizat, iar seara s-a încheiat cu un foc de artificii impresionant.